Caz șocant în Vaslui, cinci bărbați au fost reținuți de polițiști după ce ar fi violat în mod repetat trei minore dintr-un centru de plasament. Un al șaselea bărbat a fost plasat sub control judiciar. Victimele, cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, ar fi fost contactate de agresori pe rețele sociale sub diferite pretexte. Totul a ieșit la iveală după ce angajații centrului de plasament au observat că fetele au un comportament bizar și lipsesc în mod regulat de la școală. Pentru că minorele au refuzat inițial să vorbească despre ce se întâmplă, aceștia s-au decis să sesizeze poliția. În urma cercetărilor efectuate de către oamenii legii, a rezultat faptul că cele trei fete cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani ar fi fost agresate sexual în mod repetat de mai mulți indivizi. Se pare că aceștia au intrat în legătură cu minorele prin intermediul Rețelelor de socializare și au reușit să le convingă sub diferite pretexte false să se întâlnească cu ei. Din acel moment, fetele au început să lipsească tot mai des de la școală, fapt care a atras suspiciunile profesorilor. Profitând de naivitatea adolescentelor, cei șase indivizi cu vârsta cuprinsă între 32 și 35 de ani au întreținut relații sexuale cu acestea, uneori contra unor sume de bani. Ca urmare a informațiilor obținute în urma cercetărilor, polițiștii au decis reținerea a cinci dintre agresori și plasarea celui de-al șaselea sub control judiciar. Potrivit specialiștilor care au audiat victimele, acestea erau prea tinere și vulnerabile ca să-și poată exprima consimțământul. Indivizii arestați au contestat măsura dispusă, solicitând o pedeapsă mai blândă. Cererea a fost respinsă.